Salutare tuturor, eu sunt Cornel de la Hyundai Carbenta Oradea și astăzi mai punem o mașină în showroom-ul nostru virtual. Astăzi ne uităm la modelul Kona într-o echipare pe care, sincer să vă spun, nici eu n-am văzut-o până acum. Mașina la care ne uităm este Hyundai Kona cu motorul de 1 litru plus baterii de 48V mild hybrid și echiparea este N-Line. Avem pachetul vizual N-Line pe această mașină. E o mașină interesantă, mie îmi place foarte mult. Știu, zic asta la fiecare model, dar chiar e o mașină foarte faină. Hai să o vedem. No, bun, hai să ne uităm un pic la exteriorul acestei mașini. De principiu avem o mașină în culoarea Pulse Red și la varianta N-Line avem câteva lucruri pe care le putem observa din prima. În mod normal am avut deja această mașină, mă refer la modelul Kona, pe canal, atât în varianta termică, cât și pe varianta hibrid, cât și pe varianta electrică pe canalul nostru de YouTube. Această mașină are niște elemente vizuale complet diferite față de celelalte echipări. Prima și cea mai notabilă diferență față de varianta termică și cea hibridă este că aceste bandouri laterale de deasupra roților sunt în culoarea caroseriei, exact ca și la varianta electrică, și care îi dă un aspect aparte față de varianta cu motorizarea pe benzină. Un alt lucru pe care nu-l întâlnim la niciuna din variantele enumerate anterior, adică nici la benzină, nici la hibrid, nici la electric, este acest grilaj. Grilajul are o formă aparte la varianta N-Line, mult mai agresivă, mult mai sportivă. Cred că îi se potrivește foarte bine. Și toată bara este modificată. Și partea asta de sus este la fel modificată față de varianta termică pentru a-i da o sportivitate aspectului mașinii. Avem badge-ul de N-Line pe grila din față. Ce mai avem în plus la acest model este faptul că luminile, faza scurtă și faza lungă, sunt pe LED. Acest lucru îl mai întâlnim pe varianta electrică, echiparea luxury. Pe echiparea luxury o găsim în varianta asta. Blocurile optice sunt pe LED la varianta luxury. În rest, în momentul de față, doar N-Line-ul și luxury au luminile de întâmpinare și faza lungă pe LED. În lateral, ce mai observăm este că la varianta LED-Line avem oglinzile în culoarea neagră. Oglinzile, evident, sunt rabatabile. Dacă la variantele normale avem jante de 16 și de 17, în varianta N-Line avem un model de jante mai sportive. Avem jante pe 18, dimensiunea anvelopelor este de 235x45R18. Și dacă suntem obișnuiți să avem anvelope Michelin, în general pe această mașină avem anvelope Continental. Avem și semnalizare în oglinzi. Mergem un pic și la partea din spate a mașinii. Dacă fața este schimbată și bara față este schimbată și bara spate,
a suferit modificări față de varianta normală. Linia de design este tot direcționată spre sportivitate. Și stopurile sunt schimbate față de varianta normală și evacuarea este schimbată față de varianta normală și bara spate are alte forme. Hai să ne uităm un pic și în portbagaj. Portbagajul are aceeași dimensiune ca și varianta normală, doar că în locul unei roți de rezervă aici avem bateriile de 48V, această mașină fiind mild hybrid. Și la această mașină se pot ramanta banchetele din spate, se poate ca scoate acest suport. Mașina vine cu o antenă de tip Shark. E un exterior foarte plăcut. Această mașină se va observa pe drumuri. Cu siguranță va atrage priviri. Hai să ne uităm un pic și la motorizare. După care o să intrăm un pic în mașină. Motorizarea este de 1 litru. Această mașină astăzi a sosit. Motorul de 1 litru cu turbo, de 120 de cai putere, 172 de Nm cuplu. Un motor SmartStream. Distribuția pe lanț. Așa cum se poate vedea, nu e un motor foarte încărcat. Sub capot avem spațiu destul de mult. Evident, avem pentru că această mașină poate veni și cu mai multe motorizări sau poate fi dotată cu mai multe motorizări. Aici trebuie să intre și motorizare de 1.6, așa cum are varianta hibridă, trebuie să încapă și motorul electric. Acolo avem litru de parviz, avem jojă, evident, litru de frână, bateria de 12V, acolo mai găsim rezistență și siguranță. În partea de jos a mașinii avem un scut care nu este metalic, dar este perfect pentru a ține la îndepărtare praful, pietricelele și eventualele alte corpuri, alte impedimente. No, bun. Hai să vedem un pic mașina și din interior. Interiorul variantei N-Line este un pic mai special. Ideea în care sunt câteva elemente plăcute în această mașină care o definesc. De principiu, interiorul este aproape identic cu varianta modelului normal, să zicem un highway, a unei echipări highway, cu diferența că regăsim badge-ul de N-Line atât pe volan cât și pe schimbător, pe maneta schimbătorului de viteză, care maneta schimbătorului de viteză mie îmi place foarte mult. Peste tot o să găsim niște cusături care în această mașină sunt roșii, ca să fie în concordanță cu exteriorul mașinii. Mai avem niște mici elemente care ne arată că suntem într-o mașină mai specială. Această mașină a venit pentru o clientă pentru un client de-al meu, o clientă care a așteptat-o. Așa cum v-am mai spus și în alte ocazii, eu nu dau jos foliile de pe scaun, de pe scaunele din față, așa că nu se vede foarte bine, dar aceste cusături roșii sunt prezente atât pe scaune cât și pe schimbător.
Și dacă aspectul exterior al mașinii este foarte sportiv, are un aer sportiv, cel puțin ca și aspect, și interiorul reflectă această sportivitate. Haideți să aruncăm o privire la comenzi și să vedem cam ce avem în această mașină. Și în această mașină avem geamuri electrice față-spate, închiderea și deschiderea mașinii, blocarea geamurilor pentru pasageri din spate, reglarea electrică a oglinzilor, atât pe stânga cât și pe dreapta. Avem reglarea înălțimii farurilor, care sunt pe LED fază scurtă, fază lungă, intensitatea, reglarea intensității luminilor din bord și al butoanelor, la fel. Oprirea și pornirea sunetului al senzorilor de parcare, sunetului senzorilor de parcare. Asistență în urcare și în coborâre pantă. Down brake control. Și oprirea ESP-ului. În mod evident, volanul este reglabil pe înălțime și în adâncime. La fel și cum scaunul șofer este reglabil pe înălțime. Avem lumini automate, schimbarea fazei scurte cu faza lungă în mod automat, poziție, fază scurtă și fază lungă. Avem ștergătoare automate cu senzor de ploaie, în mod evident. Așa cum vă arăt la fiecare mașină, am să vă arăt și aici. Avem comenzile audio pentru elementul multimedia de 8 inch cu Android Auto și Apple CarPlay, butonul de Bluetooth, un buton customizabil, butoanele pentru computerul de bord care se afișează în interiorul mașinii, în interiorul ecranului din instrumental. Și aici avem multiple informații. Mie îmi place imaginea în care mi-arată cum lucrează bateriile în timpul mersului. Cum se încarcă, cum ajută, cum redă energia și cum regenerează energia. Avem sistemul de menținere al benzilor de circulație. Este un sistem activ care se activează peste 60 la oră și cu ajutorul căruia mașina ține singură banda. Este un sistem care mie mi se pare foarte util pe autostradă. Pe DN, cel puțin mie, nu mi se pare foarte, foarte util la stilul meu de condus. Și avem pilotul automat. Avem un element multimedia de 8 inch cu Apple CarPlay și Android Auto, pe care se afișează și imaginea redată de către camera de mers în marșalier. În momentul în care punem marșalier, se activează senzorul de parcare și camera. Când scot din marșalier, camera afișează în continuare imaginea. Dacă pun în viteza întâia și mă duc un pic în față, ea încă îmi afișează până la o anumită viteză, până la 10 km la oră, încă îmi afișează imaginea din spate. Hai să punem mașina înapoi. Dacă vreau să ies din această imagine, doar pur și simplu apăs radio. Este o tabletă pe care Hyundai o folosește în foarte multe mașini. Elementul ăsta multimedia, eu m-am obișnuit cu acest sistem. Mie îmi place foarte mult că e foarte ușor de utilizat. Nu pot să zic că e un sistem foarte complex, dar conectivitatea cu telefoanele este una foarte bună și una foarte facilă. Și claritatea imaginii și felul în care funcționează și reacționează la butoane mi se pare foarte ok.
Bun. Avem gurile de ventilație care au aceste elemente roșii care un pic diferențiază mașina de un Kona normal. Avem un climatronic cu funcția de auto. Butoanele aferent. Avem un port USB, un încărcător și un încărcător de 12V. Scaunele încălzite față, stânga, dreapta, volanul încălzit. Avem butonul de drive mode, cu ajutorul căruia schimbăm comportamentul motorului și tot de la acel buton schimbăm și afișajul instrumentarului. Și avem cutia de viteză manuală cu 6+1 trepte, un aspect formidabil. Mie îmi place foarte mult. În cup holdere avem lumini ambientale. N-am fost încă cu această mașină noaptea, dar cred că asigur o ambianță foarte faină. Asta e menirea lor până la urmă. Avem o cotieră destul de încăpătoare pentru lucrurile mici, care este fixă, nu se mișcă. Avem o frână de mână manuală. Mașina fiind mild hibridă, avem sistemul de mild hibrid, se pornește destul de interesant. Prima dată când am stat într-o mașină mild hibrid manuală, am stat câteva secunde până să reușesc să o pornesc. Pentru că mașina, în momentul în care este în neutru, și dacă încerc să învârt de cheie, nu se întâmplă nimic. Dacă apăsăm ambreiajul, în continuare nu se întâmplă nimic. Și mașina mi-afișează mesajul că trebuie să apăsăm atât ambreiajul, cât și frâna. Și mai e un lucru. Mașina trebuie să fie în neutru. Deci mașina o să pornească doar dacă apăsăm ambreiajul și frâna deodată, învârtim de cheie și maneta schimbătorului de viteză este în neutru. E o mașină interesantă această mașină. Am ținut să o băgăm în showroom-ul nostru virtual, să avem și această mașină în showroom-ul nostru virtual. Eu personal încă n-am văzut această mașină niciodată. Mă bucur că a sosit, mă bucur că persoana care o să o folosească se va bucura de ea în curând, mâine, recte. Sper că materialul meu să vă fie de folos sau să vă fie pe plac. Eu am fost Cornel de la Hyundai Carventa Oradea și vă salut cu prietenie.